Elevii claselor a 8-a au aflat astăzi notele de la probele susținute la simulare. Mai exact, de la centrele de examen, rezultatele simulării se vor transmite spre unitățile de învățământ arondate centrului respectiv pentru a fi prezentate și discutate mai apoi cu fiecare elev, dar și cu părinții. În județul Hunedoara, doar 57% dintre cei 3.000 de elevi au obținut note peste sau egale cu 5 și în doar două licee din județ s-au obținut note peste 5 în procent de 100%. În cadrul simulării, în jur de 3.000 de elevi din clasele a 8-a din județul Hunedoara și-au verificat cunoștințele acumulate în ultimii ani la limba și literatura română, matematică și limba maternă. Rezultatul de aproape 57%, chiar dacă este ceva mai bun decât cel de anul trecut, nu este deloc încurajator. La nivelul județului Hunedoara avem un procent al mediilor peste 5, comparativ, să spun așa, cu cele din anii anteriori, mai exact este de 56,94%, aproape 57%. Repet, este vorba de mediile peste 5 sau egale cu 5. Dacă la limba și literatura română peste 72% dintre elevi au luat note peste sau egale cu 5, la matematică procentul abia trece de 35%. La limba și literatura română procentul este de 74,39%, la matematică 35,6%, iar la limba maternă 72%. Din păcate, din cele peste 200 de unități de învățământ din județul Hunedoara, doar la Colegiul Național Decebal din Deva și la Liceul Aurel Vlaicu din Orăștie, toți elevii de clasa 8-a au obținut note mai mari sau egale cu 5. Avem și două școli unde toți elevii au obținut medii peste 5. Este vorba de Colegiul Național Decebal din Deva și Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie. Rezultatele nu sunt deloc liniștitoare sau mulțumitoare. Tocmai de aceea, în perioada următoare, vor avea loc activități de pregătire, în special în școlile în care rezultatele au fost slabe. Un nou test al cunoștințelor va avea loc în luna aprilie, când se va desfășura o nouă simulare organizată la nivel județean.